Cea mai cunoscută stradă din România reprezintă un adevărat pericol pentru trecători. Deși mii de turiști circulă în fiecare zi pe acolo și se opresc să-și facă poze, nimeni nu se gândește la riscurile la care sunt supuși. Țiglele de pe casele care înconjoară strada au început să cadă și au devenit un pericol real. E o totală neglijență și lipsă totală de considerație pentru viață. Pentru că putea să treacă sau un copil sau o rudă de a respectivului care a neglijat și a lăsat aici țiglele. E neglijență exact din partea autorităților care au privit problema fără responsabilitate. E deja o situație de pericol public. Acest lucru a fost menționat când am reparat noi strada Sforii. E o problemă tehnică la clădirea de pe strada Cerbului 22, monument istoric care dă spre strada Sforii. Problema este mult mai adânc tehnică, în sensul că căderea țiglelor nu a fost provocată de starea vremii sau de ploaie sau de vânt. Nu, acolo este structura acoperișului este afectată de ciupercă. Măsura ar fi să fie momentan închisă până când se reabilitează situația în regim de urgență. Proprietarul clădirii în cauză va primi o somație pentru, din nou va primi o somație pentru a-i se pune în vedere care sunt obligațiile cu privire la asigurarea construcției, pentru că altfel domnia sa va plăti chiar penal în condițiile în care se va produce o tragedie. Nu doar țiglele reprezintă o problemă, ci și structura clădirilor din zonă. De aia din stânga. E, cade tencuiala, se și vede de unde cade tencuiala, unde schimbă unghiul acoperișul, marginea aia, vedeți? Cade tencuiala. Deci cade acolo, uite acum, doamna când intră în tunel, acolo cade tencuiala. Până când proprietarii clădirilor vor primi somații, trecătorii sunt expuși unui pericol la tot pasul. Strada Sforii este a treia cea mai îngustă stradă a Europei. Aceasta a ajuns în ultimii ani o atracție turistică recunoscută pe plan mondial. Pentru vizitatorii orașului Brașov, o plimbare pe ulița îngustă este recomandarea tuturor ghizilor.